Cum o mai fi afară? Nu la fereastră, nu în jurul blocului, nu la supermarket. Afară cu adevărat. Dacă vor să afle asta, oamenilor li se sugerează în tot mai multe țări să-și descarce o aplicație. Guvernele ies deja cu aplicații proprii, iar giganții high-tech vor lansa una a lor în câteva zile. În noua normalitate, telefoanele țin socote la distanței dintre noi și a întâlnirilor, inclusiv a celor pe care mintea a învățat să le ignore. Noi ne alegem cu alerte când riscăm să ne fi infectat cu SARS-CoV-2, iar statele cu date personale pe care le oferim de bunăvoie. Sunt Anca Simina, iar inteligența artificială cu tot ce ne aduce sau nu în pandemie e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Invitatul acestui episod e jurnalistul George Buhnici. Îl știți deja de la televizor, din podcastul IGDLCC, de pe canalul lui de YouTube și de pe Cavaleria.ro. E omul care face ca lucrurile complicate despre tehnologie să devină simple. Te salut, George! Să rămână mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt emoționat ca un copil că o să apară în podcastul Recorder. Le-am promis deja celor care ne ascultă că tot ce aud zilele astea despre aplicații de supraveghere, despre computere care caută vaccinuri, despre tehnologie în pandemie, va fi la sfârșitul episodului mult, mult mai clar. Așadar, niciun fel de presiune pe tine, da? No pressure! No pressure! <laughs> Hai să începem tot de acasă, de la casa Buhnici. Cum te ajută pe tine tehnologia zilele astea? Vrei varianta oficială sau varianta necosmetizată? Nu, aia necosmetizată. Mă extenuează. Sunt extenuat psihic în momentul ăsta de cât de mult muncesc, pentru că mai aveam înainte de bine de rău la trei ore în trafic, în care nu munceam, trebuia să fiu șofer. În care gândeai. <laughs> da, putea să-mi fugă mintea nu știu unde, eram pe pilot automat, știi, și înjuram noi traficul așa, dar băi, erau trei ore în care nu munceai. Chestia s a dispărut. Acum am întrezi dimineața, mă duc direct în birou, știi? Trec așa. Fiu! Și mi-am făcut birou aici sus, în cameră, singura cameră pe care aveam la masardă și am transformat-o în studio-birou, pentru că în prima săptămână lucrasem cu toată tehnologia pe masa din bucătărie și am zis, „No”. work from home devenise hell from home. Tehnologia ne ajută într-adevăr să rămânem conectați, să muncim de la distanță, bă, dar e mult mai greu să pui frână. Dar dincolo de marele experiment cu lucratul de acasă și chiar cu școala online, a făcut inteligența artificială vreo diferență de când suntem puși față în față cu virusul ăsta? Nu. E prea de vreme să-i cerem chestii. Poate niște machine learning, da. Oricum, cei mulți producători abuzează de acest AI că sună bine așa, să le promiți oamenilor că le dai robot să le facă munca. Nu suntem încă acolo, dar sunt foarte multe chestii care se îmbunătățesc prin machine learning. Sunt multe chestii care se optimizează în spate, care ajută. Prin machine learning se reechilibrează serverele, conexiunile. Uite, spre exemplu, Netflix-ul am venit și a spus, nu, în România noi nu vom coborâ bitrate-ul și rezoluția filmelor, se vor vedea că nu are la calitate maximă pentru că netul duce. Și asta pentru că îi pot măsura. Tehnologia din spate îți permite, da? Asta nu este inteligența artificială. Sunt niște procese mai avansate prin care companiile pot face chestii. Dar uite, spre exemplu, pentru cei care scriu multe mail-uri, dacă scrii pe engleză și nu pe română, o să vezi că Gmail deja îți poate recomanda fraze întregi, că îți recunoaște stilul de scris, îl recunoaște interlocutorul și în funcție de ce ți-a scris el, intuiește cam ce ai vrea tu să-i răspunzi și poți de foarte multe ori aproape să îți prescrie mesajul și nu neapărat că te-ar supraveghea cineva, așa știi, o ocultă, ci pur și simplu 99% din lucrurile pe care noi le facem sunt foarte previzibile și tehnologia le poate înlocui, știi? Asta nu te face decât să-ți dorești și mai mult să te întorci la oameni da. și la imprevizibil. Pentru că în continuare există locuri în care Treaba să trebuie făcută de un om. Spre exemplu, te duci la restaurant, dacă meniul ar fi digital și ți-ar veni o promoție la un burger, le pe ăla. Bă, dar numai un chelner bun știe să-ți vândă un pește la 100 de grame. Avem noi un pește proaspăt astăzi, eu, domnul Buhni, știi? Și tu crezi că e un pește de 100 de grame, dar de fapt ai luat un pește de un kil. Și dintr-o dată ți-a mărit nota de plată de 10 ori, dar, hei, ești bucuros că cineva ți-a vândut pontul că avea un pește proaspăt. Aici vine aptitudinea unui om. Mașina încă nu poate înlocui chelnerul ăsta deștept. Nici Siri, nici Alexa, nu. chiar dacă ar putea suna la 112, de pildă, Pot. tot n-ar putea aduce un medic azi, acasă, da. cu adevărat. Dacă Siri, Alexa și uh, Google Assistant ar fi cu adevărat infuzate cu inteligența artificială de care avem nevoie acum și le pune să învețe toată programa tuturor specialităților de medicină în momentul ăsta, ar fi în stare să dea niște răspunsuri aproape sefe de realiste la problemele noastre medicale reale. Pentru că sunt foarte puțini medici care au har, care stau de vorbă cu tine și încearcă să te audă, pur și simplu vor să scape repede de tine. Tot deci, ce acolo te pune pe un scaun, îți spune câteva întrebări. Nu există contact uman între tine și medic de cele mai multe ori, e doar o conversație seacă. Și aceeași conversație seacă sunt dispus să o am cu tehnologia, dacă tehnologia aia are Maxima atenția asupra mea, pentru că un medic nu-i măcar nu are atenția asupra ta, nici vrea să țină minte cine ai fost și ce probleme ai avut acolo, că a văzut prea multe cazuri și e sătul. Inteligența artificială poate fi maxim de atentă la un milion de oameni simultan, dacă e nevoie. Dar în chestiunea asta a pandemiei ziceai că nu ne-a prea ajutat până acum, poate e și prea devreme, am văzut că telemedicina funcționează. Mă întrebam însă ce fac roboții în vremea asta, ce fac supercomputerele, caută un vaccin, un antidot, poate se întreabă și oamenii care n-au timp să citească despre asta. Să faci un vaccin, mai ales pentru un astfel de virus atât de săritor, și când zic săritor nu înseamnă că este săritor să te ajute, ci din potrivă face mutații foarte, foarte accelerate, va fi greu spre imposibil. De deci, ce în momentul să cei mai avansați sunt cei care lucrau deja la un vaccin antimers, Middle East respiratory syndrome. Și aici se vede ce înseamnă să ai background și să fi lucrat deja pe subiectul ăsta atunci când problema devine acută. Nu poți să reinventezi un vaccin sau să-l faci atât de rapid pe cât oamenii au nevoie de el. Nu-l poți rezolva în două săptămâni sau într-o lună. De aceea, de exemplu, mă gândeam, bă, dar totuși, dacă ar exista într-adevăr o ocultă și în fruntea ei, Bill Gates, care să vrea să profite de pe urma acestui vaccin, de ce și au atât de mult timp până vin cu vaccinul ăla? Tu vrei să vii că atunci când sunt cei mai mulți morți și oamenii chiar sunt dispuși să dea pe o mască 2 euro în loc de 0,2 cenți, știi? Și suntem acolo, de mult. Exact. Și totuși nu vine vaccinul la miraculos pentru că este greu, foarte greu să faci un vaccin bun. Da? Și atunci, ok, ne întoarcem la tehnologie. Hai să ce face tehnologia. Să facă ceva tehnologia. Că uite, ne promite că ne va salva și o să scăpăm de muncă și măcar să ne facă un vaccin. Nu, nu poate. Până la urmă, tot de biologie ai nevoie, de microbiologi, de nanotehnologie, de geneticieni. Până să găsească cineva a punctul slab virusului, MIT am văzut că ne-a arătat cum sună virusul. Ai ascultat piesa? Nu. Nu? Ah, dar oare știu să fac un share? Ia, 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 sunt tare curios. Începe lent așa, exact ca virusul care intră în organism și stă vreo câteva zile, dacă nu săptămâni, după care ajunge în punctul ăla culminant în care te iau frisoanele, febra și durerile musculare, coboară la fel lent. Am intrat să folosim pe poze de coloană sonoră, nu? E chiar relaxant așa. Ea încearcă și mai încol, pe la jumătate așa sau spre final. Dar, până la cum a făcut chestia asta? Viral Counterpoint. A găsit un corespondent al fiecarei uh, proteine de acolo într-o notă muzicală, în speranța că în felul ăsta se va putea proiecta și invers, un anticorp folosind contrapunctul din melodia și ritmul virusului. Da, interesant. Îmi place cum sună. Ai uh, încredere că se poate ajunge azi de la muzică la antidot prin inteligența artificială? Bineînțeles cred că dacă găsim aceste similitudini, da, uite, nu e coincidență că Alice în Țara Minunilor a fost scrisă de un mare matematician, de lui Carroll, da? Sau, în general, mari matematicieni erau foarte pasionați de muzică clasică, pentru că reușeau să proiecteze lucruri din muzică în matematică și invers, să -și reușească să-și facă vizualizări pe care altfel nu le-ar fi putut face pe hârtie în audio. Și acum s-ar putea să zic ceva care poate va șoca pe unii oameni care ne ascultă bă, mie îmi place virusul ăsta, are frumusețe în el. Nu spun că sunt de acord cu ce face, nu aș vrea să-i fiu victimă. Dar din punct de vedere științific, dacă vrei, din punct de vedere tehnologic, e o minunăție. E un dușman de moarte, da? Ne amenință tot ceea ce știm noi despre normalitate și cu toate astea are frumusețe. Și trebuie să ne uităm la el și să și învățăm o lecție, poate și de la cel care încearcă să ne distrugă. Pentru că până la urmă era chestia asta și în uh, The Last Samurai, în ultima clipă ajungi să-ți iubești dinamicul, pentru că abia atunci îl iubești, că îl înțelegi. Și trebuie să-l înțelegi, până la urmă virusul ăsta este ceva absolut natural. Tot ca să-l înțeleagă, niște oameni de prin Statele Unite caută deja variante de autotestare pentru COVID-19 printr-o aplicație să ne putem testa acasă în doar câteva minute. Cred că ne apropiem de ziua aia sau suntem încă în science fiction? Suntem un pic în science fiction pentru că, din tot ce am cercetat eu, uite, spre exemplu, îi mai stau de vorbă cu dezvoltatorii, oameni din IT, inventatori români, care au mai trimit o felul de proiecte. Și unul, spre exemplu, a făcut repede un termometru cu infraroșu, cu o alertă vocală. Sunt convins că o să le vedem de aici înainte prin clădirile de birou. Ori pur și simplu, la intrarea în clădire, a pus un astfel de termometru, îți pui mâna sau fruntea, îți ia temperatura și spune du-te la cabinetul medical sau poți să mergi la muncă. Într-un fel sau altul, trebuie să ajungem să ne scurcăm pe cont propriu, să ne luăm temperatura singuri și să ne autodiagnosticăm cumva. O să vină Vlad Mixi și acum și o să spună, nu, 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 doctorul are dreptate și el. Dar nu avem destui doctor pentru câți oameni au nevoie de un consult. Și atunci, cum o facem să o rezolvăm cu tehnologie? În primul rând, partea de temperatură este importantă pentru că este primul simptom. Celelalte simptome, da, poți să le iei printr-un formular, când, cum tușești, dacă ai avut nu știu ce simptome înainte, dar asta este un chestionar. Putem să suplinim chestia asta, măsurarea temperaturii cu tehnologie și chestionarul ăsta îl putem face tot prin tehnologie, dar mai valoros decât să ne facem diagnosticul este partea de anchetă epidemiologică inteligentă. Asta este adevărata soluție pentru ceea ce urmează. Noi va trebui să știm dacă ne-am intersectat cu cineva bolnav în ultimele două săptămâni. La aplicațiile de track and trace te gândești, nu? Da care sunt pe cale să devină monedă de schimb aproape pentru ieșirea din izolare. Deja sunt șefi de guverne care anunță că restricțiile se vor ridica pe măsură ce oamenii vor accepta să-și instaleze aplicațiile astea de supraveghere pe smartphone. Așa e. Ai fost curios să vezi în magazinul de aplicații din telefonul tău ce aplicații din categoria asta ai deja? Hai să ne uităm. O să caut, dar nu m-aș uita și nici nu vreau să testez ceva de genul ăsta până când nu vine dintr-o sursă oficială validată de un guvern sau de un european. Și hai să zic de ce, pentru că deja chinezii au folosit o soluție de genul ăsta, cu succes, pe codurile de culoare. Cei care nu știu, te puteai mișca în funcție de ce culoare aveai în aplicația de telefon, care arăta dacă ai interacționat cu cine. Green means go. Și acolo, da, e un stat care are un control foarte profund în societate și acest lockdown foarte sever a limitat pandemie. Dar mai avem o versiune, spre exemplu, în Israel, unde se lucrează intens, însă și Google și Apple vor lansa în mai o chestie care să nu mai depinde nici măcar de o aplicație se meargă automat prin sistemul de operare al telefonului. Și, sincer, am interacționat chiar și cu un startup românesc care a încercat să stea de vorbă cu departamentul pentru de situații de urgență de la noi și nu au avut niciun fel de dialog, pentru că ai noștri, ca de obicei, sunt mult mai preocupați să stingă incendiu în loc de ceea ce urmează după incendiu, știi? O astfel de aplicație pe care noi să avem în controlul unui, unui guvern local, e un pic mai de încredere de ce? Pentru că până la urmă, da, ok, o aplicație de tracking care să ne urmărească peste tot pe unde umblăm, nu este niciodată o veste bună. Și am renunțat deja la o mulțime de libertăți. Ordonanțele militare ne-au limitat libertăți cetățenești, libertatea de mișcare, o mulțime de lucruri. Acum le-am acceptat așa, dintr-o dată, pentru că vrem să trăim vom fi și în situația în care v-ați să acceptăm astfel de aplicație. Nici nu vreau să mă uit la vreo aplicație care să nu fi trecut măcar prin mâinile unor oameni de tehnologie, militari, patrioți. Și da, deja vorbesc despre servicii. Avem nevoie de oameni de deștepți, de prin CERT, de prin SRI, de prin orice instituție de forța statului care să strângă cei mai deștepți oameni din IT, să ia codul sursă al unei astfel de aplicații și să vadă unde varsă datele. Că dacă sună acasă pe un IP de China, o aplicație de genul ăla, nu o să fie bine, pentru că N-am nimic cu chinezii, dar deja au reușit să fure din America, inclusiv baza de date cu pensionarii veterani din armata americană. Au furat planurile pentru avioane de vânătoare și rachete și stații spațiale. Adică niște date personale ale unor români cred că ar fi mărunțiși pentru ei, dar să nu le dăm. Și hai să nu le dăm niciunor arabi sau să nu le dăm niciunor americani. Hai să avem noi control la nivel național. Pentru că într-un fel sau altul, da, va trebui cumva să avem acest trec. Atunci, hai să le luăm pe rând și să i ajutăm să înțeleagă și pe cei care n-au urmărit deloc subiectul. China a speriat mai întâi vestul așa cum spuneai, nu numai furând date, dar și pentru că scana codurile QR la intrarea în orice loc public trebuia să scanezi codul. Toată lumea știa, mai ales guvernul unde ai fost în orice moment, ți se putea reface harta deplasărilor. Singapore a venit după aceea și n-a făcut asta, aplicația lor Together a fost luată ca model după aceea de Australia, care a lansat o duminică pe cea australienilor, se numește COVID Safe, și a sărit în două zile de 2 milioane de utilizatori? Ai putea să-mi explici până să ajungem în Europa și la ce se întâmplă mai aproape de noi. Care e ideea? Cum urmărește telefonul un virus? Păi nu urmărește virusul, în urmărește pe noi. Pe mine mă pasionează foarte mult și domeniul de blockchain. Și acum, dacă ați folosit până acum Telegram sau WhatsApp de când au băgat codurile astea în care se securizează discuția, în care poți să ștergi mesaje și că ambele capete sunt criptate, trebuie să plecăm de la discuția despre criptografie pentru că o ce ne vom da datele personale va fi o chestie foarte, foarte sensibilă. Hai să o spunem mai direct, o să fie super nasol. Pentru că tracking-ul care urmează să se facă este extrem de profund. Ca să știm cu cine ai interacționat tu în ultimele două săptămâni, telefonul tău trebuie să monitorizeze, să facă o hartă continuă a activități. Da, așa, de exemplu, noi ne-am întâlnit, de pildă, în metrou, nu ne-am cunoaște, suntem da. la un metru și jumătate distanță, aproximăm noi vizual, dar nu știm sigur asta. Da. Peste două săptămâni se presupune că eu mi-am introdus în aplicație voluntar din nou informația că am niște simptome sau chiar am fost diagnosticată. Da. tu primești un mesaj anca are COVID-19 sau... Încă. Ce mesaj? Uite, ce ai zis tu este scenariul care ne sperie pe toți. Revenim în colectivitate, începem să ne mișcăm, ne vom învârti printre necunoscuți, dar față de care avem o responsabilitate pentru că nu vrem să infectăm. Sau dacă cumva s-a întâmplat să le dăm virusul, am vrea ca cumva oamenii ăștia să fie anunțați. Și atunci și eu și tu suntem gata să ne dăm datele personale? Ar trebui să ne dăm minimum de date personale, ideal niciun fel de date personale. Pentru că scopul final care este? Eu, X, interacționez cu A, B, C, D, E, F și n-am cum să știu pe toți oamenii ăia. Dacă eu mă infectez, aș vrea ca toți oamenii ăia să știe că au fost în proximitatea mea la mai puțin de 2 metri. Fără ca ei să știe că a plecat de la mine și fără ca eu să știu numele celor pe care este posibil să-i fi infectat. Și chestia asta se poate face prin criptografie, dar din punct de vedere pur tehnic, telefoanele noastre vor trebui să aibă bluetooth tot timpul pornit, pe low energy, și să monitorizeze în permanență mișcările noastre, inclusiv cu accelerometre, unde nu avem semnal GPS și atunci suntem monitorizați prin semnalul de la Wi-Fi sau distanța până la cea mai apropiată antenă de telefonie. De aceea, guvernele, ca să poată să ne dea drumul înapoi în colectivitate, vor trebui ca împreună cu noi să ne monitorizeze. Fiecare va să avem un telefon la noi și să șeruim continuu și constant datele noastre de mișcare într-o platformă. Dar ar trebui să fie o enclavă. Ce înseamnă chestia asta? Ar trebui să fie un safe. Un safe la care să nu aibă nimeni combinația. Iar safe-ul cu toate datele mele de mișcare să poată fi accesat doar pentru a suprapune intersecțiile mele cu oameni care ar fi putut să fie infectați. Și doar dacă eu m-am apropiat de ei la mai puțin de 2 metri. Cum faci chestia asta din punct de vedere tehnic? Informația de la stâlp cu informația de la GPS și cu Bluetooth-ul telefonelor noastre trebuie să dea o poziție cât mai precisă a datei, orei și locului unde am fost noi împreună. Deci nu doar GPS, exact. Bluetooth spui tu... Da, Bluetooth-ul Low energie, are niște avantaje suplimentare. Este o tehnologie mai nouă, mai modernă. Prin Bluetooth se pot transporta și fișiere mai mari, dar și pachete foarte mici de date. Și practic putem discuta anonim între noi, să facem niște mici în astea handshake-uri. Știi ca și cum ne-am dat mâna, că uite, ne-am intersectat la data, ora, minutul, secunda, milisecunda în poziția asta, într-o astfel de aplicație. Și hai să înțelegem întâi și întâi utilitatea. Merge sistemul ăsta? S-a dovedit pe undeva util? Da, cei din Israel au o astfel de aplicație la care au lucrat și funcționează. Există și un startup românesc, cei de la Cnosis, mi se pare, dar un astfel de sistem făcut cap coadă corect nu poate fi implementat de un independent, de un singur producător. De aceea, până și Google și Apple au trebuit să-și facă update-uri la sistemele de operare. Apple va veni cu un update de iOS special pentru ca Bluetooth-ul de pe telefoanele lor să dea mâna cu Bluetooth-ul de pe Android, pentru că nu avem toți același sistem de operare și aici va fi adevăratul test al credibilității companiilor de tehnologie și al guvernelor. Dacă vor alege varianta asta anonimă pe care eu ți-am spus-o, în care nimeni nu-și datele personale și noi vom fi notificați doar în momentul în care chiar am fost într-o situație în care exista risc foarte mare de a lua virusul și abia atunci să fim noi notificați să o facem voluntar partea asta de a anunța, de a suna la 112. Adică să-ți vină o notificare, bing, 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 sună la 112 acum, ai fost în proximitatea cuiva, chiar dacă nu ai simptome. Dar să ne întoarcem la Google și la Apple, pentru că mai sunt câteva zile până când se lansează aplicația asta. Eu n-am mai auzit de o aplicație comună Google-Apple, poate îmi povestești dacă e o premieră sau nu? Este. Oricum, e deja o dispută între aceste două companii și statele europene, ca Franța și Germania, care ar prefera să aibă controlul acestor servere. We must be able to trace every... Pentru că, să o spunem, Apple și Google nu ar vrea să dea controlul acestor servere statelor. Așa este. Dar. Există o problemă, un mare dar. Uite, spre exemplu, și NHS-ul din Marea Britanie au spus același lucru. Stăm de vorbă și cu Google și cu Apple, colaborăm, le dăm informații, tot ce trebuie, dar. Și apare acest dar. Toată lumea stă de vorbă cu Google și cu Apple că nu ai cum să ignori. Da? Sunt niște miliarde de smartphone-uri și dacă ei dau drumul la un update și oamenii și instalează aplicația, acest tracking, într-adevăr, se va putea face mult mai ușor, mai ales în zonele foarte aglomerate. Însă, unde se duc informațiile despre localizare? cât de bine sunt anonimizate, dar unde se colectează. Și aici apare o problemă capitală. Și este una dintre rarele ocazii în care o să fiu de acord cu nemții și cu francezii, care nu sunt foarte simpatici la inovație tehnologică, pentru că pe mâna lor, în europeană, este la coada turme, ca să zic așa, din punct de vedere al startup-urilor. Noi, de bine de rău, în Europeană, avem o legislație care protejează foarte serios drepturile persoanelor și partea asta de privacy, da? Faimosul GDPR, care a schimbat foarte mult fața tehnologiei în ultima vreme. Și este foarte bun. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are cea mai bună legislație pentru a proteja datele personale. Dar America nu. Și atunci, dacă Apple și cu Google fac o astfel de aplicație, unde este reședința lor? În Statele Unite. Ce legislație se aplică? Legislația americană. Ce spune legislația americană într-o situație de urgență? Că NSA vine și ți intră în server fără să te întrebe. Adică datele acelea devin instantaneu disponibile guvernului american. E ca în China. Dar nu e posibil să ai aplicația asta și fără să colectezi date despre localizare? Nu. Adică doar să schimbăm această adresă anonim, eu și cu tine, și la un moment dat să primim mesaje unul despre celălalt fără să știu de la cine și cum. Și nici nu contează unde ne-am văzut, contează doar că ne-am văzut. Da, dar sunt prea multe fail point-uri. În tehnologie, în general, încerc să faci un pic de overlapping, pentru că nu este suficient să pui toate piesele de Lego și să închizi tabla. Trebuie să faci cumva să le mai și pui două, trei peste ele, să se fixeze, știi? Săteam de vorbă cu oameni din Silicon Valley care spuneau că dintre 10 ingineri întotdeauna o să-l angajez pe acela singur care a tras o linie de cod în loc să muncească o lună întreagă, știi? Și cu cât e mai simplu, dai mai bine. O aplicație cât mai simplă, cât mai elegantă, care să o rezolve cum ai zis tu. Ne-am văzut pe Bluetooth, pam, pam. Da, da, știm dacă nu cumva unul dintre cei doi avea Bluetooth-ul închis. Sau poate că era conectat la altceva și a fost bruiat, sau cine știe. Vei avea nevoie să măsori de mai multe locuri pentru că telefoanele noastre nu sunt dispozitive științifice și noi nu avem acces la GPS-ul militar, care este mult mai precis decât GPS-ul comercial. Multă lume, spre exemplu, nu știe că Europa are propriul sistem de poziționare globală. Avem uh, faimosul Galileo, rușii au și Glonass. mai au și chinezii Beidou. Toate telefoanele moderne au mai multe sisteme de localizare care dintre ele folosești atunci când pică Bluetooth-ul, știi? Și îți trebuie informații de mai multe locuri. Și de aceea e mai bine să ai redundanță. Dar din nou, care este minimum de informație utilă ca să stabilești contactul? Aici este adevărata provocare a acestor aplicații și aici se lucrează cel mai mult și cum facem să păstrăm tot procesul anonimizat și criptografiat. Pentru că până și ambiția celor de la Apple că ei protejează datele personale ale utilizatorilor a căzut când FBI-ul a vrut neapărat să intre în telefonul unui terorist și până la urmă au spart codul de deblocare al unui iPhone și au decriptat telefonul. Tocmai această necunoscută e una dintre cele mai importante, cea legată de identitate. În primă instanță, identitatea nu va fi deconspirată, spun companiile și spun absolut toate guvernele care fac astfel de aplicații pe propriu. dar totuși autoritățile vor să se ajungă la identitatea persoanei care a fost infectată tocmai ca să o detecteze. Putem să ne încredem că totul va fi anonim câtă vreme nu există o legislație precisă dincolo de cea pe care ai menționat-o legată de GDPR? Puh, dacă aș avea un răspuns la asta, întotdeauna va fi o luptă fantastică între corporație și guvern și în interiorul guvernului va fi o dispută între civili și militari. Și toată lumea vrea informație este treaba civililor împreună cu societatea civilă și cu organizațiile profesionale și cu mass media să pună presiune pe toți factorii implicați, să rămână cointeresați în jurul binelui mai mare pentru cei mai mulți. Însă, binele cel mai mare pentru cei mai mulți nu trebuie să excludă privacy-ul, intimitatea și protecția datelor personale. Sună ce ți-am zis eu acum, dar cum ar cuantifica succesul Google și Apple în chestia asta, care avea o bază de date globală cu toți oamenii pe care se poate targeta cu publicitate, Google, da? Apple i-ar targeta pe toți cu oferte pentru device-urile lor și le-ar vinde cât un iPhone de la 399 în sus. Guvernele ar ști exact unde este populația și cum se mișcă și cum se găsească pe o persoană de interes. Militar ar vrea să știe unde sunt cetățenii celelalte țări, ca în cazul în care vor să intre să știe. Ai prins ideea. Și atunci, adevărata provocare a generației noastre este cum facem să interacționăm în acest mod în care trebuie să dăm niște date, dar datele acelea să nu fie folosite împotriva noastră. La pandemie du coronavirus que nous vivons est-elle une aubaine pour les tenants de la société de surveillance? Germany is developing a system of voluntary information sharing. Pe tine nu te sperie ideea că există sau ar putea exista o evidență electronică a tuturor locurilor prin care trece cineva și a tuturor relațiilor sale, chiar și temporară? Ba da, și chiar dacă, pe de-o parte, îi aud pe cei care spun, hai mă, pe bune, se sperie de chestia asta doar cei care au făcut o prostie. Păi dar n-ai de unde să știi când devii persoană de interes. Eu am avut mai multe procese de calomnie, inclusiv m-am judecat cu statul bulgar când am uh, investigat uh, contrabandă cu țigări și alcool. În momentul ăla eu eram cercetat pentru spionaj. Dacă iar ar fi avut acces la baza de date cu toate mișcările mele, ar fi putut să afle poate ceva pe care să lege cu încă ceva și poate să mai și manufactureze o dovadă sau două în acea bază de date și eu acum puteam să fiu fain frumos închis în Bulgaria pe termen foarte lung. Deci ăsta este downside-ul unui stat care poate abuza de datele, de informațiile tale. Și da, mă sperie chestia asta. Tot statele promit că nu vor păstra informațiile astea mai mult de 2-3 săptămâni. Se poate garanta totuși asta? Nu. Oh, nu. Auzi, fii atent. Zim mie, ai văzut vreodată tu vreun ursuleț cu minte lângă un borcan cu miere? Sau un copil care a văzut un borcan cu ciocolată și să-l lase neatins? De serios acum, gândește-te că dacă tu ești un guvern, intri dintr-o dată într-un hipermarket fără paznici, fără camere de supraveghere, fără casă de marcat, ești singur. Și ți se spune, uite, nu există niciun fel de surveillance. Noi îți spunem că e bine să nu iei nimic de aici. Dar dacă ai luat, nu putem să știm. Ce faci? Nu te servești? Îmi povesteai mai devreme că și în România a fost o idee de felul ăsta, dar n-a prea avut succes pe la guvern. Nu e vorba că ai noștrii s-ar opune. Ai nu știi habar nu al despre ce este vorba. Ne așteptăm să ne dea cineva direcția de la Bruxelles, faceți și voi bă acolo. Oamenii cei mai deștepți pe care avem, noi avem în IT, nu avem în guvern. Și niciunul din IT nu a fost chemat acolo să spună, bă, voi cum ați vedea chestia asta? Sunt cei de la Code for Romania care au făcut niște platforme, dar uite și tu la ele, pe date la zi.ro, datele se actualizează din ce în ce mai greu. Guvernul nostru lucrează așa, într-o carapace, știi? E pe modelul țestoasă. Și asta e problema noastră. Și atunci va trece România pur și simplu pe lângă fenomenul ăsta de contact tracing sau aplicația Apple-Google va avea succes? Nici una, nici alta. Noi efectiv o să ne remorcăm la ce o să facă Parisul și Berlinul. Și asta este tragic, pentru că oricât de mult aș vrea să le spun eu oamenilor stați acasă să ne fie bine, o să murim de foame acasă. într o fel sau altul trebuie să ieșim din case și fără track and trace, fără acest tracking, nu vom putea reveni în colectivitate. Citam că norvegienii, de pildă, care au lansat și ei o aplicație din asta zilele trecute, au mare succes, deși nu fac decât să monitorizeze momentan. Așadar, nu poți să și primești alerte. Cu toate astea, unul dintre norvegieni a downloadat deja aplicația, o are și are încredere în guvern, cu o nuanță aici. Guvernul îi permite norvegianului să vadă în fiecare moment ce date a strâns guvernul despre el și stochează acolo. Ai vedea așa ceva în România? Guvernul nostru habar nu are câți angajați are, în primul rând. Dar aminte să știe cine suntem noi și pe unde suntem. Eu nu cred că îi pasă cuiva din guvernul nostru cu ce ne preocupăm noi până nu deranjăm. Și oricum românii nu prea deranjează, noi suntem prea cuminți. Chestia asta de transparență, dar ar ajuta, dar datele despre noi sunt deja colectate. Din turnurile de telefonie, voi deranja multe lume când voi spune chestia asta, toate rețelele noastre de internet, toate, toate, se întâlnesc undeva pe Ștefan cel Mare, la IGP. Trec pe acolo. Deci există o mufă la IGP. Deci în România, dacă statul vrea să afle neapărat ceva, va afla. Toate convorbirile noastre telefonice sunt înregistrate și sunt transformate în fișiere text de foarte multă vreme. Când stă un om care face monitorizare din serviciile speciale sau într-un dosar penal și vrea să afle dacă tu ai folosit cuvântul președinte, terorism, bombă sau cine știe ce, el nu să să te asculte pe tine doi ani în urmă. Dă o căutare după cuvinte cheie și va găsi bucata de înregistrare, că atâta speech to text mai știm și noi. Și tehnologia asta există, monitorizarea statul știe să o facă. Acum hai să vedem un pic de interes pentru a ne face să supraviețuim pandemiei cu niște tehnologie. Adică zici, hai să o folosim și în favoarea noastră, da. dacă se poate. Și dacă se poate să reporim și economia între timp. Câtă lume în România are smartphone? Toată lumea. Și cei care nu au smartphone au smartphone, pentru că simurile noastre moderne, toate, de când s-au schimbat generațiile de simuri, au început să devină un pic inteligente, au niște microcipuri pe ele. Și am zis cuvântul microchip, a sărit România în aer. Dar trebuie să înțelegeți, ca telefonul tău să vorbească cu antena de telefonie și să-i spună Hei, eu sunt telefonul Bucnici, trebuie să aibă o serie și un chip în el. Deci n-ai nevoie de un chip în mână, ai nevoie de un chip în telefon. Se vor schimba buletinele și se bagă chipul ăsta în, în, în buletine. Vi se pare o idee bună, chipul ăsta? Nu. Asta e 66, ești am pe alul drag. Buletinul meu e fără termen. Mai mă duc, dacă vreau să-l schimbi să pui chip, eu sunt de acord. Pun el, domne acolo, așa. Mă duc pe lumea cu cipul Ce, să mai zic? Acolo te caută. Trăim totuși în țara pe care o menționai, în care oamenii au mers la Ministerul de Interne să se bată pentru buletinul fără cip. Exact. Vezi românii descărcându-și o aplicație de monitorizare, chiar dacă au smartphone? Nu. Dar dacă măcar o treime din ei fac ca suedezii și și-o descarcă, tot vom avea o înțelegere mai clară a ceea ce se întâmplă. Hai atunci să recapitulăm. Vrem să ieșim afară... Și în România, după 15 mai, ne dorim cel puțin să facem pasul în afara casei. Vom avea probabil la acea dată prin Google și Apple o aplicație prin care să ne monitorizăm mișcările. Tu spui că vom urmări ceea ce fac guvernele francez și german mai degrabă, și probabil că le vom urma sau vom importa aplicația de acolo, aplicația care să stocheze și date într-un server al statului. Sunt o mulțime de îngrijorări, pe unele deja le-am enumerat. Hai să rezumăm temerile justificate. Tehnic e posibilă și stocarea unor date din jur. Am văzut un norvegian a făcut o aplicație prin care poate lua date de la toți cei care au Bluetooth activat. Da, păi toate telefoanele noastre, dacă au Bluetooth la energie, toate emit constant, căutând beacon, căutând să vadă cu cine pot interacționa. Da, e foarte multă informație de jur împrejur. Tu Gândește-te că Google a colectat toate denumirile rețelelor de Wi-Fi din lume și le-a suprapus pe coordonate GPS din telefoanele taximetriștilor care foloseau Google Maps. Tu când dai next, 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 când îți activezi telefonul, tu îi dai lui Google acces la datele tale cu istoricul tău de mișcare. Și oamenii care s-au mișcat foarte mult au cartografiat orașele. Și trecând dintr-un loc în altul, în funcție de puterea semnalului, au reușit să localizeze fiecare rețea de Wi-Fi, inclusiv rețeaua ta de Wi-Fi de acasă și a mea, sunt cartografiate cu coordonate GPS pe Google Maps. Noi habar nu avem de lucrul ăsta. Nu avem scăpare, practic. Datele astea, da, se colectează și se vor colecta. Dacă aveți curiozitatea să vedeți câte multe date a colectat Google despre voi, intrați pe google.com slash dashboard și vă veți minuna. Logați-vă cu contul de Gmail și o să fie distractiv. Așadar, Big Brother există și este în putere. Ai zice că supravegherea din partea statului e un preț care merită brusc plătit? Nu. Eu am făcut o serie de clipuri la sfârșitul anului 2019, șapte urgențe pentru România și pe lângă digitalizarea educației, hei, de care ne-am dat seama dintr-o dată că nu mai avem cum să o mai amânăm, vorbeam eu despre identitatea noastră digitală. Ne torturăm conaționalii să facă drumul în România pentru a-și lua un certificat de naștere sau să-și înnoiască pașaportul. Am eliminat extrem de multe coze de la tot felul de ghisee dacă nu am avea un act de identitate digital. Ce înseamnă asta? Că în loc să mă validez în fața autorității cu o bucată de plastic foarte ușor de falsificat. Buletinul meu românesc pare fals de fiecare dată când trec frontiera în Germania pentru că e plasticul vechi pe el. Și mi-ar fi plăcut să pot să-mi pun, cum îmi pun cardurile pe telefon, să-mi pun buletinul pe telefon și să-l pot accesa cu o amprentă și să fie criptat. Putem să oferim identitate digitală. și era un moment foarte bun să ne folosim de această identitate digitală în folosul nostru, fără să colecteze date Apple sau Google. Iată o IGDLCC, o idee pe care o dai gratis statului român, dar care o va ignora cu siguranță. dar hai să dăm și puțină speranță. Hai. A apărut un virus periculos, avem și noi niște arme, inteligența umană și cea artificială totuși, mai, mai ales pe cea artificială mai tot spus în minutele care au trecut că n-am prea folosit-o, dar de acum încolo. Vom fi oare nevoiți să acceptăm mai mult în noua normalitate, în ciuda temerilor? Roboți, computere, poate și mașina fără șofer în sfârșit? Păi uite la noi cum avem o conversație în care chiar avem uh, teleprezență și vă încurajez dacă vreți să aveți videoconferințe de succes, oricât de prost netul, luați-vă un ecran mai mare. Eu o văd pe Anca momentul ăsta la mărime aproape completă. Contează foarte mult. Deci da, vom învăța să trăim cu aceste unelte despre care știam că sunt viitorul și dintr-o dată au devenit prezentul. Poate că și Ministerul Educației și-au aminte de licențele ale de Google Classroom pe care nu le-a folosit. Poate unii citesc comunicatele că de astăzi, spre exemplu, aplicația de la Google Meet este gratuită pentru toată lumea să facă orice fel de videoconferință dacă nu vor doar Zoom. Deci soluții există. Dar uneltele de care tot vorbim și eu tot zic de chestia asta, sunt exact cum sunt cuțitele din bucătărie. Eu dacă -ți spun ție cuțit de bucătărie, la, tu la ce te gândești? Sincer, eu mă gândesc la un burger bine făcut. Uite, vezi, te gândi la mâncare și la faptul că îți este util să-ți porționezi mâncarea să o mănânci. Dar întotdeauna un criminal, când o să audă cuțit de bucătărie, se va gândi, nu, la oportunitatea de a face o tâmpenie. Așa este și tehnologia. Este un cuțit de bucătărie. Foarte bine ascuțit. Și de aceea trebuie să ne ascuțim și noi instinctele, trebuie să fim atenți la tehnologie, trebuie să ne urmărim interesul, pentru că așa cum îți ții mâinile pe portofel când intri în piață la obor, așa trebuie să-ți păzești și datele personale când folosești smartphone-ul. Faptul că este lucitor, are măr pe el sau un omuleț verde, nu înseamnă că sunt 100% safe, pentru că parolele tale, în primul rând, sunt foarte slabe. Ce mai mult dintre noi avem și parole absolut tâmpite. De aceea puneți-vă parole cât mai dubioase, sfatul meu și schimbați-le lunar. Nu o să-ți cer să-ți pui parolele acum la sfârșit, dar o să-ți mulțumesc foarte tare pentru că ai fost cu noi astăzi. Cu mare drag, sunt fan Recorder și vă susțin, sunteți foarte tare. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!